Emisiunea Arena Sportivă vă este oferită de Centrul Medical Valeriana Târgoviște. Bună ziua, prieteni, bună ziua, dușman, stalul noastră Costi Mihai și iată ne revedem la o nouă ediție emisiunea Arena Sportivă aici la TV Alpres, o emisiune sponsorizată de Centrul Medical Valeriana Târgoviște. Vom discuta și astăzi despre fotbal, despre fotbalul juvenil, dar și despre Chindia Târgoviște, FCM Târgoviște, dar și alte cluburi cu invitații din această după-amiază. Doi oameni care vin din zona Nucetului, îl numesc aici în primul rând pe domnul Gheorghe Ungureanu, Gigi Ungureanu, cum îl știm cu toții, șlefuitor de talente și acum un pasionat și un om destul de activ. Domnule Ungureanu, vă spun bună ziua și bine ați venit la noi la TV Alpres. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și mă bucur de invitație. Domnul Marius Vișan în platou aici la noi la TV Alpres. Domnul Marius Vișan este antrenor de fotbal, la fel și dumnealui a trecut și pe la grupele de copii și junior. Domnule Vișan, vă spun și dumneavoastră bună ziua și bine ați venit la TV Alpres. Bună ziua și bine v-am găsit. Domnul, îl vedem pe domnul Gigi Ungureanu, venit din Dubai, aveți acolo copii, sunteți echipat corespunzător. Cum scrie pe la Al Ahli Club Dubai, nu? Dubai, da. Acolo sunt copiii mei profesori și Cătălin și Anca și nora mea și mi-a făcut cadou un tricou de ăsta și mi-e drag să-l port. Ați fost și pe acolo, pe la ei? Am fost vreo 3 luni când am făcut nunta fetei mele. Mă bucur că în emisiunea dumneavoastră am lângă mine pe Marius Vișan, care mi-a fost elev la Nucet și fotbalist și Consătean. Data trecută m-ați băgat între Petrescu de la Moren și Dan Dumitru, tot elevi de-ai mei de la Nucet. Înseamnă că trebuie să întineresc. Oricum, sunteți în continuare un personaj tânăr din punct de vedere sufletesc. Gigi Ungureanu, iată în această după-amiază la noi în platou. Din păcate, iată, în urmă cu câteva minute am primit și noi la redacție un document extrem de îngrijorător. Avem aici o decizie a Comisiei de Recurs în cadrul Federației Române de Fotbal. Iată o decizie care datează din data de 18 mai 2011. Deci de ceva vreme, până acum nu s-a cunoscut dezvoltământul acestei decizii. Practic noi am fost altfel informați sau într-o altă formă. Haideți să vedem ce spune. Iată, Comisia de Recurs din cadrul Federației Române de Fotbal respinge cererea formulată de Chindia Târgoviște ca fiind inadmisibilă. Definitivă și executorie, hotărârea poate fi atacată la Tribunalul Arbitrajului Sportiv de la Lausanne în termen de 21 de zile. În aceste condiții, Chindia a pierdut, iată, și la Comisia de Recurs, după ce a făcut și la Comisia de Disciplină și nu are drept de promovare. Asta este cel mai grav, în ciuda declarațiilor pozitive, optimiste și favorabile ale președintelui Crăciunescu, iată, Chindia nu are drept de promovare. Va trebui să-și recâștige la TAS, la Tribunalul Arbitrajului Sportiv, dar cu siguranță că acolo e va fi mult mai greu decât la nivel național și, în plus, nu trebuia să se ajungă aici. Domnule Ungureanu, iată o veste foarte tristă. Chindia, chiar dacă este lider, în acest moment în seria C3 nu are drept de promovare pe care va trebui să și recâștige tocmai la TAS, practic de unde a venit această implementare a acelui articol 5 bis. E foarte grav pentru fotbalul dâmbovițean. Era o bucurie pentru iubitorii de fotbal din Dâmbovița să avem și noi o echipă în Liga a doua, unde aveai unde să mai petrești timpul. Eu zic că s-au făcut două mari greșeli. Una în prima fază a Federației Române de Fotbal, care n-a anunțat la timp echipele care sunt afectate de acest articol. Am înțeles că și Timișoara dau un exemplu așa din echipele de prima ligă care sunt afectate de acest regulament. Iar în al doilea rând zic că oamenii care trebuia să se informeze precis în momentul când a plecat la treabă cu această Chindia Târgoviște trebuia să cunoască regulamentul de fotbal, pentru că e o lovitură foarte gravă, dată și județului, și orașului, și oamenilor care s-au implicat, care au cheltuit bani să promovăm, să avem o echipă a noastră de fotbal și acum suntem puși în postura să dăm de numeri și să suferim, pentru că nu avem nicio putere. Eu zic că
Până ajungem la Lozan și până se întoarce rezultatul, campionatul începe și hotărârea rămâne definitivă. Poate cine știe, poate la acest tribunal arbitrajului sportiv să avem o decizie favorabilă, pentru că este ultima posibilă. Păi am văzut emisiunea la televizor și al finanțatorul de la Timișoara și tot la fel, până aseară spunea că joacă, că a căpătat licența, iar acum acuza pe cineva de la federație care răspunde de acest sector, această problemă, că n-a fost informată Politehnica Timișoara la timp și n-au știut care sunt formele de a participa conform regulamentului în competiția aia de fotbal românească. Liga 1, Liga 2, Liga 3, am înțeles că sunt echipe mai mult, sunt 22 de echipe din România care sunt afectate de această hotărâre a UEFA. Deci e precisă dată, nominalizate echipele, să încearcă, oamenii au făcut destul, cei care se ocupă de echipă, dar văd că nu sunt rezultate, nu se poate, e ceva care nu, că trebuie să favorizeze toate echipele. Am înțeles că și UTA Arad e la fel, și Săgeata Năvodar, și sunt mai multe echipe care sunt în postură de promovare și sunt afectate de acest articol. Practic, în acest moment, cele mai afectate sunt Chindia Târgoviște și FC Maramureș, care conduc în seriile din divizia C, pentru că de partea cealaltă, Săgeata Năvodar, nici pe teren nu prea mai are șanse mari de promovare. Domnul Vișan, o veste cu adevărat tristă. Da, ca dâmbovițean vă dați seama și ca om de fotbal că îmi pare foarte rău de acest deznodământ. Mai există o speranță într-adevăr în Elveția la Lozan, dar vă dați seama că va fi foarte dificil și chiar e posibil ca răspunsul să vină după începerea campionatului. Păcat, pentru că s-a construit o echipă foarte frumoasă, o echipă competitivă la Târgoviște, însă regulamentul e regulament. Totuși, cred că normal ar fi fost să se anunțe înainte de începerea campionatului, nu să se schimbe regulamentul, cum se spune, la pauza jocului. Dar, din păcate, această veste nu a picat bine iubitorilor de fotbal din Dâmbovița sau din municipiul Târgoviște, deoarece oamenii au început să vină la stadion în număr mai mare și ar fi vrut un fotbal de calitate la nivelul diviziei B. Tot timpul președintele executiv Ion Crăciunescu a adus asigurări că decizia este una favorabilă, că chiar a spus că s-a primit acest drept de promovare. Din păcate, iată că nu este așa. Haideți să vedem ce a spus domnul Crăciunescu joi la meciul dintre Chindia Târgoviște și Steaua București și despre această speță și haideți să vedem ce asigurări a adus președintele executiv al Chindiei legate de acest drept de promovare. Așadar, Crăciunescu, decizia în nominul acest material, să-l urmărim. Astăzi aștept și decizia scrisă a Federației Române de Fotbal, asta care o tot amână. Informațiile mele astăzi zice că o postează pe site și o să o văd pe site ca să nu de alta dată să moară ăia de ciudă care ne tot țin, eu știu, ne poartă pic. Hai să nu, am vrut să zic, dar era un cuvânt mult prea dur. Optimist, practic, eu nu mai înțeleg nimic, domnul Ungureanu. Optimismul lui domnul Crăciunescu e bolnav, pentru că normal în postura care se află trebuia să justifice cheltuielile făcute, munca prestată, dar am impresia că cei de la federație, noi ăștia care suntem mai bătrâni în fotbal, știm niște altercații între domnul Crăciunescu și Federația Română de Fotbal și probabil că a fost dezinformate. Deci ca să te compromită cineva, știm noi că metoda e veche, te dezinformează, tu faci reclamă la un lucru pentru că ești convins că e bine și e în favoarea ta și în final când te întâlnești cu legea îți dai seama că ai fost indus în eroare. Eu așa cred, pentru că altfel dânsul nu putea să afirme lucrurile astea fără să aibă o informație de la cineva precisă că cazul se rezolvă și dă drumul la competiție. Deci nu e o glumă să promovezi o echipă de divizia ce formată într-un an de zile, cu jucători. Să știți că îmi place, echipa e frumoasă și mă bucur foarte mult pentru rezultatul antrenorului Costel Pană, care mi-a fost jucător la Moreni. Și așa, bătrân cum sunt eu, când văd copii crescând pe lângă mine, mă bucur că n-am trăit degeaba. Ce facem, domnul Ungureanu? Ce facem? Sunt 3 ani de zile fără drept de promovare. Sau cel puțin așa arată. Deci toată lumea a vrut, numai că acolo sus cineva nu ne-a iubit.
Se întâmplă și lucrul ăsta. Eu, faptul că s-a implicat și a organizat și etapa asta de zonă la Târgoviște, e un lucru bun, o propagandă a fotbalului, o dorință de a câștiga, dar cineva de sus, de acolo, are intenții împotriva Târgoviștei sau a tuturor echipelor. Bun, care și dacă rămâne deja această interdicție de promovare, ce vom face în continuare? Echipa câștigă pe teren. Foarte probabil Aplope nu va pierde, va câștiga serie. Rămâne această interdicție. Ce vom face în continuare cu acest proiect? Ce vom face în continuare cu această echipă? Ce vom face? Cred că rămâne în divizia C și încercăm de la anul un nou început, un nou... Și ne mai rămân acești jucători, Perianu, Rădoi, sunt jucători foarte dobre, mai rămân aici. Eu zic că dacă sunt plătiți și dacă sunt stimulații, vor rămâne pentru că sunt condiții bune de fotbal la încet. Și material, și spiritual, și... La Târgoviște. La Târgoviște, da. Ce vom face, domnule Vișan, pentru că aveam nevoie de această promovare, practic vine această promovare și iată ne lovim de aceste decizii care ne dărâmă psihic, ne dărâmă elanul, ne aceste zile care ne frâng aripile. Dacă nu se va primi un aviz favorabil, cu siguranță că știu eu datele problemei s-ar putea schimba în sensul că poate viitorul proiect va cuprinde mai mulți jucători autohtoni. Poate, deci asta e o ipoteză, pentru că, într-adevăr, să mai așteptăm încă 2 ani e puțin cam mult, însă să încercăm să fim optimiști și noi, cu toate că acum așteptăm răspunsul, vă dați seama, de la cel mai înalt for și cu siguranță că domnii de acolo vor judeca exact pe regulament. Am înțeles că numai tața de a ataca decizia sau de a ajunge la tribunalul arbitrajului sportiv e de vreo 15.000 de euro, sunt și ăștia niște bani, dar încă mai grav este că, iată, Chindia are probleme mari și cu dosarul de licențiere. Am citit în dosarul impus acum sau condițiile de licențiere impuse de federație, la Liga a doua trebuie, pentru a activa în Liga a doua, trebuie să ai cel puțin 3 ani de membru afiliat la Federația Română de Fotbal, ori Chindia n-are decât unul singur. Da, știam dosarul de licențiere că se cere decât la Liga 1, însă... Dacă a fost afișat pe site-ul federației și acum este, se vede clar, e o condiție impusă la articolul 11 alineatul 2. Dacă nu, jucăm la Liga a 3-a și altă soluție nu cred că poate exista. În momentul, cel puțin în momentul de față, și eu sunt luat pe nepregătite, poate se găsește o soluție, poate. Noi suntem optimiști, am fi dorit un fotbal la nivel, cel puțin la nivelul Ligii a doua, pentru că, într-adevăr, repet, a fost un proiect și interesant. Și echipa merită să evolueze acolo. Echipa pe teren a demonstrat că merită să evolueze. Păcat și pentru jucătorii care și-au dat viața pe teren, au jucat, antrenorii la fel, care au pregătit echipa bine, spectatorii care au venit în număr mare, dar se mai întâmplă în viață și asemenea sincope, din păcate. Domnule Ungureanu, iată, și la comisia de licențiere avem probleme mari, pentru că noi nu avem 3 ani ca membru afiliat la Federația Română de Fotbal. Într-adevăr, regulă impusă acum din această vară, pentru că așa vrea UEFA și, până la urmă, e normal să vrea așa. Eu zic că e lipsă de informare, pentru că dacă cineva era aproape la organul decisiv de la Federație, să cunoască această legătură olimpicală între licență și promovare, între fuziune și cumpărare de loc, deci astea sunt interzise echipelor să câștige un campionat. Atunci, sigur că lucrul ăsta trebuia să se știe de anul trecut. Înseamnă că trebuie să o luăm, așa cum a zis și Marius, în Liga 3-a, să o luăm de la început și probabil că fiind durata mai mare, se va axa selecția și pe jucători autohtoni, care eu zic că costă mai puțin și sunt ușor de educat și de perfecționat, zic eu așa. Domnul Crăciunescu chiar spunea într-un interviu acordat nou că este dispus să rămână 3 ani, dar în Liga a doua, în divizia B, fără drept de promovare, dar să fie în Liga a doua. Acum, pentru a ajunge în Liga a doua, trebuie să și avem drept de promovare. Situația este destul de încălcită. Ați fost la meciul de vineri cu Athletic Bradu?
Domnul Ungureanu. Da, da. Ați fost. Ați văzut că meciul a început la și 13 minute. Deci sunt probleme. Știți de ce a început la și 13 minute? Nu știu. Pentru că medicul echipei n-a fost prezent la stadion. Ar fi înștiințat pe vicepreședintele Ciprian Ungulescu că întârzie 5 minute, 10 minute. Și ar fi acceptat. Deci nu e posibil că la acest nivel, asta e pentru 2 minute sării să pierzi un obiectiv sau să sării să pierzi și câștigarea serii. Pentru că medicul a anunțat, domnule, eu nu pot să vin la 6 fii la stadion. Că ok, nu e problemă. E o boală molipsitoare și echipa mea de la Nucet, Clubul Sportiv Agricol, a pierdut meciul cu Chindia Târgoviște pentru că medicul cu salvarea nu s-a prezentat la timp la... Deci poate să fie o greșeală obiectivă sau poate să fie o greșeală subiectivă, adică influențați de cineva să facă lucrul ăsta. Da, medicul a anunțat, domnule, o întârzi 5 minute, 10 minute peste ora de start. Medicul nu are voie să întârzi. Cum să întârzi? Trebuie să vină cu un sfert de oră înainte să... Mai devreme, trebuie să fie la ședința tehnică, așa știu. Și apoi eu știu că în activitatea mea de 40 de ani de zile de antrenor, medicul a fost în partea dreaptă lângă mine. Domnul Ungureanu, am totuși impresia că echipa arată bine pe teren la nivelul staffului tehnic, dar la capitolul organizare scârție teribil. Să știți că pe undeva dumneavoastră aveți dreptate, că am văzut foarte puțin târgovișteni în jurul echipei, afară de Nea Titi, care e veșnic tânăr, prietenul meu și colaborator și ca conducător și ca om de fotbal, nu prea am văzut dâmbovițeni pe lângă echipă și probabil că informația pătrunde mai greu atunci când trebuie să rezolv o problemă locală. Domnule Bișan, ar fi fost cu adevărat rușinos să pierdem meciul datorită faptului, dar pe o problemă organizatorică, o defecțiune acolo. E păcat. Normal, la nivelul diviziei ce nu se concepe așa ceva. Dar nu știu care au fost datele problemei și vă dați seama că nu pot să comentez nimic. Am avut o discuție telefonică cu doctorul Tudor Dinu și ne-a spus, domnule, eu am anunțat, am și cursul la undeva la o școală, și am anunțat pe domnul Ciprian Ungulescu că o să întârzie 5 minute, 10 minute. Nu, nu e normal așa. Dacă a anunțat dinainte, trebuia să... Trimit al doctor. Sigur că da. Aici nu există... E vorba de sănătate. Dar e normal ca Honciu nu a jucat. Știți de ce nu a jucat Honciu la Titu? Nu știți, nu? Mm. Pentru că a fost eliminat într-un meci și nu i-a ridicat legitimația de joc de la federație. Nu știu, credeți-mă că nu vine să cred treaba asta. Dacă se întâmplă, s-a întâmplat acest lucru... Nu așa este, pentru că am discutat și cu domnul Constantinescu și a spus, da, domnule, dar că n-am mai avut timp să ajungem, nu știu, putea să joace pe vize medicale și pe carte de identitate. E o greșeală gravă, nu dă voie, cu legitimația. Și Costel Pane nu a riscat, a spus, domnule, nu avem legitimația, nu-l bag, mi-e frică. Normal. Trebuie viză medicală separat, trebuie buletin, trebuie aprobare, trebuie, nu dă drumul la juniori. Unul în dumneavoastră ați fost, v-am dus și la meciurile de juniori. Am văzut și la meciurile de la turneu. La toate meciurile, a fost mai la primul meci cu Steaua, am pierdut, am întârziat într-o problemă și am venit mai târziu. N-am văzut prima repriză. Mari defecțiuni și acolo de organizare, dar haideți să vedem dacă tot am vorbit de acest meci cu Steaua. Oricum, Chindiana a arătat rău la nivelul jocurilor și a pierdut, poate nemerita, calificarea în semifinale. Haideți să vedem imagini de la meciul Chindia Târgoviște Steaua București, faze Chindia Steaua Junior, am spus noi. Să vedem câteva imagini de la acel meci câștigat de Chindia în ultimul minut din prelungiri cu scorul de 3-2, așadar Chindia Steaua. Yeah.
que comincia da bambino. Iată imagini de la acest meci, până la urmă frumos Steaua București cu Chindia Târgoviște, victoria Chindiei, domnule Ungureanu. Chindia a avut forța să revină și până la urmă a fost o victorie care rămâne acolo în statistici și foarte importantă. O victorie de prestigiu, de orgoliu. La fel ca și echipa mare, această echipă de junior a fost făcută într-un an de zile. Am înțeles că în proporție de 60-70% sunt jucători aduși de la Craiova, de la Dică Pupescu. Deci e totuși greu să faci o echipă de fotbal așa rapid, dar echipa noastră a jucat bine și și-a meritat victoria. Apropo de Steaua, această echipă este făcută de Jurcă, selecționată acum 4 ani de zile, deci copii din toată țara, a făcut modelul Nucet, cu casă și masă, pus la Ghencea, cu școlarizare. Păcat că anul trecut Gigi Becali l-a chemat pe Jurcă și i-a spus: de azi încolo nu te mai ocup de Steaua, caută-ți de muncă. Și echipa a fost împărțită. De altfel, la meciurile de la Târgoviște am înțeles că pe bancă au fost 3 antrenori. Prima dată a fost Liță Dumitru și... Nu, niciodată n-a fost Liță Dumitru, nu. A fost Dumitru Uzun, antrenor principal, antrenor secund Leonard Strizu, care nu a mai venit la meciuri cu Vitorul Constanța. Liță Dumitru a venit să supervizeze coordonator, deci antrenorul. A fost penalti pentru Steaua la scorul de 2-2? Arbitru e cel în măsură care judecă cel mai bine. Am dubii în privința distanței între cel care a lovit mingea și cel care... Cât trebuie să fie această distanță? Regulamentul spune 3 metri, dacă mai e valabil vechiul regulament. Și apoi cea mai nouă hotărâre a UEFA, dacă jucătorul a influențat traiectoria mingii și și-a făcut un avantaj. Influența traiectoria există acum, dacă a existat elementul intenție. Da, da, dacă și-a făcut avantaj din această... Parcă i s-a tras în mână. Domnule Vișeană, haideți să rămânem la faza penaltului. Credeți că se impunea? Mingea a lovit mâna, dar nu știu exact distanța care a fost. Dacă arbitru a... Și dacă a existat intenție. Da, intenția nu știu dacă a existat, dar l-a lovit în mână, însă nu știu distanța. Dar dacă arbitru care a fost mai aproape de fază era și tușierul sau asistentul, cum îi spune mai nou, și arbitru de centru era, știu, în jurul fazei, dacă dânsii au apreciat că nu se cuvine să dea penalti, nu s-a dat. Meci dramatic atunci, câștigat de Chindia pe final, dar am văzut atunci și destule slăbiciuni, mai ales în dreptul jucătorilor veniți de la... Să știți că ambele echipe la meciul cu Steaua, din punct de vedere psihic, au stat bine. Și Steaua a avut puterea să revină, fiind condusă din primele minute, să revină, să conducă cu 2-1, și din fericire și echipa noastră Chindia Târgoviște a avut la fel puterea de a reveni pe final de meci și a egalat. Ba mai mult, au și câștigat meciul, un câștig foarte bun pentru viitorul fotbalului dâmbovițean. Această echipă care eu am urmărit toate cele 3 meciuri și s-a părut o echipă clădită și fizic, și pot să spun că și jocul lor m-a încântat. Nu sunt cam momente. Nu sunt cam mulți nouă jucători, sau nu sunt cam puțin, doar 2 locali și titulari din 11 posibil. Acum nu le știu valoarea la toți jucătorii, nici la locali, nici la cei aduși de către Gică Popescu, dar dacă așa s-a considerat, probabil asta a fost soluția cea mai bună. Zic eu, probabil. Echipa nu s-a calificat în semifinale, în condițiile în care noi aici la nivel și cu FCM Târgoviște, Chindia Târgoviște, CSS Dâmbovița Nucet am tot prins finale sau le-am câștigat. Haideți să vedem și faze din timpul regulamentar. Am spus faze Chindia Viitorul, un meci parcă mai frumos și mai spectaculos, într-adevăr un joc mult mai bun al Chindiei în acea partidă. Așadar, faze Chindia Viitorul Constanța. Canzone.
frontiere con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori. E il vento accarezza le bandiere. Arriva un brivido e ti trascina via. E sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche inseguendo con sotto il cielo di un'estate italiana. E negli occhi tuoi voglia di vincere. Domnule Ungureanu, acestea sunt fazele din timpul regulamentar de joc. Umeș frumos, Umeș foarte frumos, spectaculos, cu multe faze de poartă, ambele echipe puteau câștiga. Chindia, din păcate, nu a reușit să gestioneze în favoarea ei, spre o victorie, acel avantaj numeric luat în minutul 49. Jocul a fost foarte bine disputat, echipele au fost egal ca valoare. Un plus de viteză și de îndemânare la echipa de la Târgoviște față de echipa de la Constanța lui Gică Hagi, în care s-a văzut o organizare mai bună a jocului, o tactică a echipei, jucătorii se cunoșteau mai bine, existau trasee precis stabilite cu schimbări de direcții, cu posesia mingii, deci s-a văzut că această echipă de la Constanța au ane mai mult de pregătire decât cea de la Târgoviște, că au jucat mai mult timp împreună, iar selecția e făcută la nivel național. Patru dintre jucătorii de la Constanța, în mod normal, sunt titulari la Liga a doua. Patru, da. Ușparu, Cinciaru, Gavra, Cârstocea, Benzar, Curateu. Mă bucur că în această selecționată, acum un an de zile, a jucat și un elev din Dâmbovița, e vorba de Negoescu, care acum era pe la FCM Târgoviște, nu știu unde este, mi se pare că e jucător liber de contract. Da. Deci și Dâmbovița a avut un jucător de valoare reprezentat în această selecționată a lui Gică Hagi, a fost printre primele selecționate. Dacă nu prea s-a văzut așa cum ar fi trebuit omul în plus pentru Chindia. Cel puțin ultimul sfert de oră, Chindia a cam picat și fizic. Zic eu că echipa noastră a intrat cu puțină teamă în teren de la început, teamă de numele echipei, probabil și de palmares, dar în joc, ca fotbalist, te fură fazele și îți dai drumul la adevărata valoare. Mi-a plăcut de la Târgoviște cel cu numărul 10. Gavrilă. Un jucător de mare valoare, cu îndemânare, cu viteză, nu prea e bun, nu colaborează cu jucători așa, deci nu vrea să dea pasa decisivă la cineva. Nu degeaba s-a certat Gică Popescu cu Federația pentru acest Gavrilă. Jucător bun. Jucător de valoare și dacă va fi menținut la Târgoviște, eu zic că se va auzi de el în prima ligă. Domnule Vișan, au fost 90 de minute spectaculoase, frumoase, pe care Chindia ar fi putut să le câștige și cu o victorie acolo. Și înainte de penaltiuri și după penaltiuri era calificat, poate meritat în semifinale. Să știți că la acest joc consider că s-a pierdut calificarea, mai ales în condițiile în care într-a doua repriză s-a jucat în superioritate numerică. Știu eu, poate jucătorii au fost siguri de victorie, nu au forțat. Pe de altă parte, cred că o circulație mai bună a mingii, o posesie mai bună și cu mai multă răbdare, cu siguranță că ocaziile apăreau. Însă am totuși impresia că
S-a așteptat prea mult de la numărul 10, Gavrilă, și de la numărul 22, Băluță. Din păcate, în acest joc, cel puțin într-a doua repriză, nici Băluță și nici Gavrilă nu au avut sau nu au fost la înălțimile așteptărilor, pentru că, într-adevăr, Gavrilă are lungi perioade de joc când dispare, nu se întâlnește cu mingea, și pe de altă parte are și, am observat, are o rază destul de mică de acțiune. Un jucător de altfel foarte valoros, dar trebuie să învețe să facă și faza defensivă, pentru că în momentul în care va trece la va evolua la o echipă de seniori, cu siguranță că fără faza defensivă încerc așa, știu, rapid să fac, bineînțeles, să păstrăm proporțiile, ați văzut la nivelul fotbalului înalt, Messi, nu contează cum îl cheamă, fac faza defensivă cu toții, nu se deosebește faza defensivă de faza ofensivă. Și cred că nu am știut să materializăm omul în plus. Oricum, mingea trebuia scoasă la margine, trebuia să să încercăm să tragem la poartă, să avem mai multe șuturi spre poartă, dar cred că la acest joc s-a pierdut calificarea. Vedeți, l-a adus de la prima echipă Gavrilă, Șerban sau Băluță. Da, am avut totuși impresia, sunt jucători sclipitori, jucători tehnici, dar care nu prea au transpirat. Știi ce se întâmplă? Totuși lipsește, să folosesc un termen, lipsește grupul, pentru că, încă o dată mă repet, se așteaptă prea mult de la doi jucători, cel puțin așa s-a observat la aceste jocuri, și în momentul în care un anumit jucător, fie Băluță sau fie Gavrilă, este marcat mai bine, ceilalți jucătorii nu prea ajută. Deci se lasă toată munca pe umerii acestor jucători. Ați observat că, știu eu, a lipsit, din punctul meu de vedere, și încă un atacant clasic de poartă, pentru că atacantul nostru care juca, am observat, se demarca mult în părți laterale, ne-a lipsit al doilea vârf, cel puțin din ce am observat eu. Plus că, de asemenea, încă un atacant care ar fi putut să evolueze în locul celui titular. Deci cred că aici asta cheia. Pe de altă parte, când ne apropiam de poarta adversă, nu accelerăm, trebuia să mărim viteza de joc. Haideți să vedem și penaltiurile acestui meci nebun dintre Chindia Târgoviște, Viitorul Constanța, până la urmă penaltiuri care au dat câștig de cauză echipei sponsorizată de Gheorghe Hagi, așadar penalti Chindia Viitorul. Domnule Vișan, o victorie la loteria penaltelor ar fi asigurat Chindiei calificarea în semifinale după acel meci cu Viitorul Constanța.
au avut și ghinion, au avut și neșansă, au fost și mai rugut psihic cei de la, de la Farul. Am văzut că antrenorii lor chiar au, în ultimul sfert de oră, au introdus jucători practic pentru a executa, buni jucători de execuții de la punctul cu VAR, de la faze fixe. Începuse bine Chindia. Două penalti apărate pentru acest Candil Karim, un real câștig. Da, să știți că echipa de la Academia lui Gheorghe Hagi au experiența acestor penaltii, pentru că, dacă ne amintim, au mai fost turnee în care tot la fel s-a hotărât, dacă scorul a fost egal, nu au mai fost prelungiri, ci lovituri de departajare de la 11 metri. Și contează foarte mult aici, trebuie să fii mai matur, să stai, știu eu, să ai nervi, cine are nervii mai tari, și e un lucru foarte bun acest lucru, pentru că pot să-i formeze pe jucători pe viitor, să gândească altfel, să intre altfel pe teren, să se întâlnească cu aceste situații. Vă dați seama, bineînțeles, din acești jucători pe care i-am văzut de la cele patru echipe, cu siguranță foarte mulți dintre ei vor juca la nivelul ligii întâi și poate, cine știe, poate și mai sus. Și vă dați seama, când vor juca în fața 10.000 de spectatori, deja sunt formați din punct de vedere psihic. Dar una peste alta, consider că Chindia Târgoviște ar fi meritat să se califice la următoarea fază. Cel puțin așa consider eu. Iată, la aceste penaltiuri au atat jucători aduși de la Gică Popescu, îi numesc aici pe Șerban, pe Voineag și pe Avramă. Toți localnici au transformat chiar cu multă siguranță. Eu zic că, în primul rând, a fost diferența de jucători care joacă, au jucat în Liga 2 la Voința, Viitorul Constanța, și care au jucat la Târgoviște. Ăștia au făcut diferența și în teren, au făcut diferența și la 11 metri. Chindia putea să benefice de ajutorul portarului care a apărat 11 metri și s-a mai dus după vreo două mingi sau trei mingi aproape pe direcția de șut a adversarului. Noi n-am fost pregătiți pentru această întâlnire, lovituri de la 11 metri a întregii echipe. S-a văzut că jucătorii care au fost de rezervă, în afară de cei nominalizați prima dată, au fost mai siguri pe ei și au finalizat. Eu zic că, așa, prin prisma mea ca jucător de fotbal și ca antrenor, loviturile de 11 metri, în asemenea ocazii, e vorba de o trăire psihică foarte puternică. Și așa cum zicem noi, cei care au sânge în ei, sânge rece, ăștia execută 11 metri spre surprinderea chiar a antrenorului, care nu a repetat sau nu a făcut aceste exerciții la antrenament. Constanța a făcut un mijloc de pregătire, executarea loviturilor de 11 metri cu toată echipa, să vedea că toți au fost instruiți în acest domeniu și chiar unii se duceau foarte încrezători că vor marca, și portarul nostru le-a dezis această hotărârea lor. Păcat, domnul Vișan, pentru că iată, Karim, apasă-le primele două penaltiuri, aveam șanse reale dacă câștigă. Așa este. După cum începuse, ei au ratat, dar și portarul de la Constanța a apărat. Aici mai e loterie, dar acum, știu, e și șansă, dar într-adevăr este și instruire, pentru că cine are într-adevăr nervii mai tari, nu contează. Îmi amintesc când a dat în finala campionatului european Zidane gol, după ce a marcat, a spus că nu a considerat decât că se găsește el și portarul. A făcut abstracție de spectatori, erau, știu, 65-70.000 de spectatori. Dom'le, m-am concentrat asupra porții, am făcut abstracție de fluierături, de încurajări. Vă dați seama, deci aici cine are, cine e instruit bine, cine are încredere în execuția sa, cu siguranță că marcheză nu poate să-l oprească absolut nimic. În ultima zi, ieri, duminică, Chindia a câștigat la Conței 7-2 cu LPSA și Viitorul Constanța a câștigat 1-0 cu Steaua. Am fost la acest ultim meci pe stadionul Eugen Popescu, în care am avut impresia că Steaua s-a amenajat anumii jucători și am avut impresia că dacă ar fi forțat, Steaua ar fi, fără problemă, ar fi împiedicat Viitorul Constanța, care Steaua și a avut o bară prin minutul 78, a fost și două eliminări. Și totuși, știți ce m-a surprins pe mine? Faptul că la acest meci Chindia nu a avut nici măcar un oficial. Toți au mers la Conței sau nu au venit deloc la meciul. Deci nimeni de la Chindia Târgoviște nu a stat să urmărească acest meci foarte important.
absolut nimeni. Eu am fost la Consești, acolo știu că a fost și domnul Crăciunescu. Acum nu știu cine a fost. Un meci crucial pentru calificarea în semifinale, pentru că trebuia să stea un oficial al clubului aici. Trebuia să stea, trebuia să fie acolo, să simte totuși, nu știu, o presiune, un interes. Apropo de organizare și apropo de experiență, în calitate de organizator la NUCE, deci în cei 40 de ani de zile de antrenor de fotbal, am avut peste 20 de etape de zonă organizate la NUCE, la nivel de junior 3, junior 2, junior 1, plus licee din domeniul agricol, plus faza finală pe țară la licee de cultură generală. Organizarea este un lucru foarte important și trebuie să umbli la cele mai mici chichițe. De exemplu, în ultimele patru etape, când eram cap de serie la NUCET, am jucat meciuri de pregătire cu echipe de la Prahova, din Ploiești, cu echipa după locul 2, ca să văd valoarea echipei de la Prahova, care mă întâlneam la turneul de zonă de la NUCET, cu echipa de la Pitești după locul 2, cu echipa din București, cu Rapid după locul 2. Eu nu pot să cred, domnul Ungureanu, că dumneavoastră, ca organizator, aveți acest meci indirect extraordinar de important și nici măcar nu oficial un reprezentant al clubului. A fost o greșeală. Altă treabă, l-am întrebat pe fostul sportiv, l-am avut și eu și fotbalist, pe țac, cum îi zicem noi. Țărmurec. Pe Țărmurec, zic că băi, ai și tu pe cineva de filmează meciul să poți să faci analiză. Eu nu suntem, n-am făcut. Păi zic, sunt atâta televiziune, te vorbeai să trag o casetă și făceai analiza jocului, vedeai adversarul. Nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Deci, probabil s-a mers prea mult pe valoarea echipei, pe cadrul că suntem gazde, sau întâlnirea Gică Popescu-Hagi a avut un cuvânt de spus la nivel înalt, în care și eu, la fel ca dumneavoastră, cei patru jucători al Steaua din teren care a jucat în Liga a doua, mi s-a părut în teren foarte confuzi și foarte nedeciși. Deci, 7 din jucători au vrut să câștige meciul cu Viitorul Constanța, vreo 4 mi se păreau apatici și totdeauna încurcau lucrurile. Deci, să umblă la toate mijloacele când vrei să atingi un obiectiv. Urât. Arbitrii, în primul rând, arbitrii, toată această etapă de zonă a favorizat Viitorul Constanța, dacă... Nu știu dacă e chiar așa. Decât, dar e dat partea... Cu, nu, este... Așa. Haideți să dăm un exemplu. La meciul cu Steaua, mie mi s-a părut eliminarea celor de la Viitorul Constanța pe al doilea galben nejustificat sau ușor acordat. A fost făcut și după aia a vociferat. La meciul cu Chindia, Viitorul Constanța iarăși a avut eliminare. Corect, într-adevăr. Minutul 49. A avut și eu, și acum zic că acolo se putea acorda 11 metri la Careu în prima repriză. Am văzut acele imagini, adică v-am spune că... Poate aveți dreptate și ați văzut mai bine. Vreau să vă mai întreb un aspect. La astfel de turnee zonale, eu am fost să iau echipele, bineînțeles, că nu era nimeni să ne ofere și nouă echipe de meci. Am mers să iau echipele de la arbitri și arbitrii mi-au spus, domnule, astăzi la ziua, vă rog frumos să scrieți faptul că nu ne-a oferit nimeni nici măcar un pahar cu apă. Aveți pe cineva să trimiteți în oraș să ne cumpere și nouă sticlă de apă minerală? Și în momentul ăla au auzit cei de la Viitorul Constanța și au venit și l-au lăsat o apă, sticlă cu apă minerală pe care a băut-o din mână, pentru că nu avea nici măcar pahar. Cine ar fi trebuit să organizeze protocolul acolo? Clubul organizator sau echipele sau cine? Poate lucrurile sunt mai moderne acum, poate eu sunt depășit, dar... Când făceam faza de zonă la NUCET, chemam arbitrii și observatorii cu o zi înainte. Le arătam baza sportivă de la NUCET, le arătam posibilitățile noastre de organizare acestei competiții, de cazare, cantina le arătam, pe Eleșteu făceam o masă protocolară, stăteam de vorbă, delegații de la toate echipele, îi chemam seara la o masă și domnul le luam telefoanele. Și la promoție, dacă mergi, găsești la arbitru o sticlă cu apă sau cu suc și... Acolo mă mir că sunt oameni cu experiență care știu eu în jurul domnului. Și ați văzut ce căldură a fost el la meciul între Viitorul Constanța. Mi-a fost rău să știți după meci așa de căldura aia sufoc. Plus și arbitrii să n-au căldura ieșită din betonul acolo fără sta pe piatră. Apropo și de asta, o să discutăm, domnule Vișa, nu se poate că la un asemenea meci clubul organizator să nu aibă un oficial acolo și să nu ofere arbitrilor măcar o sticlă cu apă. O sticlă cu apă. La care meci? La Viitorul Constanța cu Steaua București. Eu v-am spus, am fost la Consești, am urmărit pe Chindia cu Politehnica aia și nu știu ce s-a întâmplat la Târgoviște. Ca atare nu pot să comentez nimic. Chiar și cum spunea domnul Ungureanu, am văzut domnul Ungureanu,
La fel, tribunele erau decopertate, ce erau câteva scaune la tribuna oficială erau pline de praf, la masa presei, la cămina presei nu e posibil să nu avem și noi o măsuță unde să ne așezăm agendele sau microfoanele. Semint era, ați văzut cum arăta terenul, cum e să spun, tribunele, erau efectiv înghițite de restul de seminte, era o mizerie. Apropo de organizare, dacă organizatorii apelau la inspectoratul școlar, la inspectorul cu probleme de educație fizică și sport la Constantinescu, eu zic că se informau elevii din licee și aveam mai mulți spectatori. Mi-aduc aminte, am organizat o zonă pe vremuri la Târgoviște și eram metodist la Consiliul Județean și am anunțat toate liceele, două ore, să le dea voie de la școală să vină la meci. Și am avut aproape jumătate de spectatori în tribună, care încuraja echipa noastră a orașului. A trecut timpul. Eu m-aș fi oferit voluntar dacă la această organizare eram, cum să spun eu, să răspundă lucruri pe care cei care au organizat competiția nu prea le știu, pentru că n-au trăit cu sufletul ca mine, cum trăiam eu la Nucet și cu familia. Asta reproșa și noi domnului Crăciunescu, nu să aducă la junior sau la club domnișoare de la tot felul de restaurante care servesc pe la mese, le aduc acolo, iată că nu se pricep, domnule, ne facem efectiv de râs, nu se poate. La meci nu avem apă pentru arbitri, tribunele sunt la cabina presii, nu avem nimic. Riscăm să pierdem meciul la senior pentru că medicul echipei a anunțat că vine cu 5 minute mai târziu. Un jucător nu ne joacă într-un meci foarte important pentru că uităm să-i luăm legitimația de joc de la federație. Sunt lucruri de nepermis la acest nivel. Tocmai am spus și domnul Crăciunescu, domnule, adu un om priceput, cum era Țuțin Negoescu. Trebuia păstrat, este o părere. Domnul Ungură. Sunt mulți oameni de fotbal care au jucat fotbal și care, dacă s-ar fi apelat la ei cu experiența lor, cu cunoștințele, că trebuie să-și cunoști și orașul și oamenii care sunt oameni care vor să facă fotbalul, care iubesc fotbalul, sunt oameni care văd rău fotbalului, care văd rău conducerii care e la ora actuală la echipă. Deci, trebuie să ferească de aia care sunt rău intenționați și să vă apeleze la cei bine intenționați. Deci, e o lacună, zic eu, în organizare. Nu poți să faci treabă fără elementul autohton. Nu se poate să reduci în totalitate. Adică, pici din cer, poți să fie aureolat cu diamante și conținutul să fie de aur și de platină, nu te integrezi în pământul strămoșesc, nu ești iubit. Ungureanu, dumneavoastră știți că la FCM Târgoviște, la Șotânga, în echipă există un criminal infiltrat? Nu. Cred eu că termenul e împrumutat din altă parte, pentru că în fotbal n-am auzit de criminal. Am auzit de trădători, de vânzători, de meci, de farsori, dar de criminal nu. Dumneavoastră ați auzit, domnul Vișan, că la FCM este un criminal infiltrat? Nu, n-am auzit. Nu credeți. Nu, în serie, Jack Spintecătorul. Mi-aduceți în altă sferă acum. Haideți să vedem, da, trece la FCM Târgoviște. În anii 20, pe timpul lui Al Capone. Haideți să vedem, Bursănel, am spus noi, criminalul infiltrat de la FCM Târgoviște, omul care a speriat comunitatea, omul care a băgat frica în oficiarii clubului. Așadar, Bursănel, criminalul infiltrat de la FCM Târgoviște. În rândul echipei de la FCM Târgoviște să ascundă un criminal. Cine e acest criminal? Da, eu sunt criminalul, după cum scrie și în ziar, și cred că o grămadă lume a citit ziarul și mulți mă cunosc și știu că nu este așa, mai ales colegii. A murit pe cineva? Nu am murit pe nimeni și pentru declarația care a fost făcută o să dau în judecată. Este o chestie penală când faci criminal pe cineva și o să dau în judecată și o să plătesc. De unde știi că tu ești acest criminal? Că... Pentru că acolo se specifică. Sunt singurul jucător care am fost în curte la Bistrița, care sunt în momentul ăsta la echipă. Și am fost dorit de Zlatina și... Ce am mai scris acolo? În fine. Nu se poate așa ceva. Chiar să spunem că ai o formă slabă, dar să ajungi la astfel de termene criminal. Mai zicea și de Euroafrica, că sunt la Euroafrica. Deci sunt singurul jucător. Deci la mine se referă clar. Nu, nicio formă slabă nu a fost. Pentru că am vorbit și cu patronul echipei. Și am știat despre ce s-a scris în ziar și am întrebat și eu care sunt dovezile, care sunt... Mi-a arătat 3 imagini de la meci, n-avea nicio treabă, n-am greșit niciun gol, colegii sunt aceeași chestie, au început să și râdă când mi-a pus alea, ne-a pus de față cu ei, știi? Adică este o chestie comică, așa. Și am zis și
i-am zis și dânsului, dacă are ceva cu mine, mergem la poligraf oricând și oricine dorește. Zic acum, când mă dat la televizor, oricine dorește și vrea să și nu crede că, sau crede că sunt blat sau ceva, să vină la mine cu dovezi, cu orice. Oricum nu are dovezi nici domnul Zodic. La poligraf merg cu oricine. Să-mi iau, mă apăr în fața la oricine și merg cu oricine, indiferent de meci. Nu contează. Da, sunt acuzații destul de dure. Până la urmă, chiar la, și la o despărțire e păcat să vă despărțiți în astfel de condiții, până la urmă, urâte. Da, normal. Mi-a zis să nu mai vin la antrenamente, dar eu vin, că poate mă suspendă și nu vreau să am probleme de genul. La meciuri vei mai evolua? Păi, nu știu. Sunt obligat să evoluez până la urmă, că n-am voie să mă dau la o parte, să zic că nu joc sau nu... O să văd. Nu cred că o să mai bage să joc, pentru... Da, asta este, cum am zis, o să ajungă în instanță. Familia ta ce a spus când a văzut că se scrie despre tine că ești un criminal? Tocmai asta a citit tata aseară și era foarte supărat. Și mama, și prietenii, și toți. Ce-ai făcut, mă? Uite că ce scrie în ziar, nu știu ce. Și mai din cauza asta vreau să dau în judecată și să plătească ce se întâmplă. Pentru că știu că sunt curat și niciodată n-am făcut nimic și cine mă cunoaște știe cum sunt. Dacă aveam să mă ascund cu ceva, nu mai dădeam în judecată și nu mai apelam la alte... Jack Spintecătorul de la Șotâng. Da, da. Criminalul infiltrat. Ați văzut o reacție a criminalului infiltrat de la FC Metrăgoviște, domnule Vișan, e prea mult. E prea mult să faci un fotbalist criminal, poate că a prins o formă. Da, termenul e deplasat și cel care a scris în mod normal ar trebui să plătească. Pentru că acest jucător brusănel am văzut, are simțul umorului și a dat seama, știu eu, că a folosit un cuvânt care nu și are rostul pe terenul de fotbal. La imaginea lui este terferită familia lui, la fel este și jucător. Sigur, nu pot să comentez. Domnule Ungureanu, am văzut că v-ați uitat șocat, nici măcar n-ați putut să zâmbiți. Să știți că m-am întors cu ani în urmă, eram antrenor la Târgoviște, perioada 87 cu Nenae Tătaru și trebuia să scăpăm echipa de retrogradare. Folosese după Cornel din după ce a plecat de la Târgoviște și în meciul cu Caracal de acasă am primit un telefon la ora 11 noaptea de la un binevoitor în care mi-a spus că jucătorul Badea, Mândrilă și Cuiene sunt cumpărați de Caracal și are argumente și probe ca să nu-i mai bag să joace în echipă. Eu zic că domnul Zotic, am toată stima față de dânsul, îl respect pentru că a băgat bani în fotbal, dar să fie foarte atent la informațiile care le primește la cer din jur. Dacă eu eram un credul atunci, noaptea, cu acești trei jucători că mă trădează, precis echipa mea pierdea pe teren pentru că erau portarul și doi fundași centrali de valoare. N-aveam de unde să fac rost de alt jucător noaptea să-i bag în echipă. Deci, acel binevoitor care mi-a dat acea informație noaptea era împotriva mea și împotriva echipei. Probabil că și domnul Zotic a primit informații de la rovoitor, care nu vrea pe acel bârsănel să-l lea, să-l ducă în altă parte sau să nu mai joace. Și zic eu că, dacă îmi permit și cu toate că suntem la o televiziune publică, eu zic că domnul Zotic a furat-o, așa ca păcăleală și a ieșit din pepeni și a acuzat jucătorul cu asemenea cuvinte grave. Ce se întâmplă la FC Metrăgoviște, domnul Ungureanu? Iată, echipa practic a avut un retur aproape de dezastru. Mai mult am văzut săptămâna trecută Ion Constantin nu a fost prezent la niciun antrenament, la nicio ședință de pregătire. Au fost depistate grave probleme cardiace, abia a putut să ajungă la meci, să stea pe banca tehnică. La FC Metrăgoviște sunt... Eu am toată zon respectul față de antrenor, de Ion Constantin, ca jucător și ca om așa. Dar săracul a fost de atâtea ori schimbat și de atâtea ori pus antrenor, încât el nici nu mai știe dacă e antrenor sau nu mai e la echipă. Domnul Zotic face o greșeală mare, pentru că e înconjurat de niște oameni care nu știu dacă sunt bine intenționați sau intenționați sau dacă sunt profesioniști. Și atunci informațiile dânsul care le primește sunt eronate și de asta echipa a ajuns unde a ajuns. Poți să ai bani, dar dacă nu știi să îi folosești și când să îi folosești, la FCM, dacă lași un antrenor, mi-aduc aminte pe vremea lui Valentin Stănescu, am făcut și o facultate, am făcut școală de antrenori, metodica antrenamentului sportiv se dădea o limită de 4 ani de zile unui antrenor să poată facă o echipă de performanță. Să creeze relații de joc. Păi la Șotâng la 4 ani, cred grupuri. Că se schimbă 40 de antrenori. Avem modelul și pe alu Steaua, cred că se poartă în România, pentru că sunt acești patroni care
să pricep dacă au bani la toate. Nu, nu, nu. Suntem și noi specializați. De-aia am făcut o viață întreagă fotbal. Avem secretele noastre, avem intimitățile noastre, avem relații de respect între noi, ne întâlnim. Chiar dacă sunt adversar cu o echipă, noi antrenori ne respectăm. Chindia, iată, are drept de, are echipă de promovare, dar are drept de promovare FCM, are drept de promovare, dar nu are echipă de promovare. Suntem ca la noi, ca la nimeni. FCM a mai făcut o greșeală și Târgoviște a făcut-o și Chindia. Ne mândream pe vremuri, Dumnezeu să le ierte, pe Eugen Popescu, pe Nea Tinel, pe Nea Naie Tătaru, și după aia am venit noi ăștia mai tineri, frații Becheni, echipele de junior din Dâmbovița erau cunoscute în țară prin valoarea jucătorilor. Au plecat foarte mulți jucători la Divizia, la Steaua, la Dinamo, la Craiova. Deci, noi suntem un centru puternic de copii și juniori. Eu zic că s-a neglijat acest lucru. A mai rămas singura vârdă de lance așa care ține steagul sus, e grupul școlar Nucet, cu eforturi foarte mari, cu grupa de elită. Dacă erau un pic atenți, erau la turneul final în locul Sporting. Au fost lucrați la un meci acasă, n-a venit, nu s-a prezentat doctorul cu salvarea și a pierdut bătălia. Domnule Vișan, ce se întâmplă la Șotenga? Mare viitor această echipă. Ion Constantin mare, are forță sau capacitatea? Nu știu dacă iată mai iată că și, și sănătatea așa. Da, păi la ce a riscat-o? La aceste schimbări de antrenori, vă dați seama că lucrurile nu pot merge decât într-o singură direcție. Și această direcție nu poate să fie decât o rezultate sub așteptări. Pentru că, vă dați seama, și antrenorul odată vine, este dat afară, iar revine, iar e dat afară, iar revine. Iar dacă ne amintim, acești jucători, nu pot să trec peste acest lucru, marea majoritate nu au un cadru de performanță, pentru că vedeți ce se întâmplă. În tur au rezultate bune, iar surprinzător, în retur, echipa joacă mai slab. Surprinzător, știu, poate pentru cei care nu se pricep la fotbal. Pentru unii ca noi care ne pricepem la fotbal, poate ne duce în altă sferă. Și e păcat. Pentru că jucătorii, practic, nu au cadru optim de performanță. E clar. Și ce aveți, trebuie să înțelegem mai multe din ce aveți am vrut să spun. Continuare oferte? Momentan nu am nicio ofertă. O să încerc să deschid telefonul, poate a fost telefonul închis, să vedem, pentru că vă dă seama, îmi place foarte, foarte mult fotbalul, dar viața de antrenor așa e. Mai sunt și perioade când nu antrenezi. Eu, în general, așa, mulțumesc bunul Dumnezeu, din 97, maxim așa, adunate perioadele, mai mult de un an nu am stat. Dar să vedem acum ce va fi în viitor. Și aș vrea să, pe lângă cei antrenori enumerați de domnul profesor Ungureanu, să nu uităm și pe Ionel Pitaru, la fel un antrenor care în ultimii ani și-a pus amprenta asupra jucătorilor crescuți în județul Dâmbovița, dacă stăm și ne uităm la FCM Târgoviște, mare majoritatea jucătorilor sunt crescuți de către dânsul. Îmi pare rău și de Pitaru că nu mai antrenează, sper să antreneze și dânsul. V-am văzut la meci cu Silviu Dumitrescu la unul dintre meciurile de juniori, din păcate și dumneavoastră s-a despărțit de complet. Da, știți ce se întâmplă la aceste jocuri, la turneul final de juniori care au fost la Târgoviște? Cred că ne cunoșteam între noi așa 80% dintre spectatori. Erau foști fotbaliști, antrenori, oameni de fotbal. Practic erau oamenii care iubesc fenomenul. Și vă dați seama, cu Silviu Dumitrescu am și jucat, mi-a fost și antrenor, cum de altfel când a pomenit mai devreme domnul profesor Ungureanu, dar în 89 a fost, nu în 87, și eu jucam când atunci la aceste Târgoviște, știu că i-am bătut cu 1-0, dar Ștefan gol, îmi amintesc perfect, știu cum a fost jocul acela. Într-adevăr, în fotbal mai se pun anumite capcane, dacă ești venit din fenomen, dacă ești venit nou în fenomen, o mai încasezi. Domnule Ungureanu, nu ce tu mai trăiește fotbalistic? Să știți că mă bucur foarte mult
La Nucet s-a întâmplat un lucru extraordinar. A fost schimbat acel director care a distrus liceul, vorba de Polizache. Nici nu, așa am greață să-i spun. Acum nu știm dacă într-adevăr la, sau da, până da, nu, avem și un punct de vedere al dumnealui, e doar o opinie a dumneavoastră. A venit o directoare care într-adevăr vrea să facă treabă, din nou vrea să le facă clasele de fotbal de clasa, dacă putem, a 5-a, 6-a, 7-a din nou. Condiții sunt aceleași, din contră sunt mai bune. A pus ordine și un pic în transferarea jucătorilor. Profilele la liceu sunt foarte bune, industria alimentară, veterinară și cu servicii, plus clasa de fotbal, unde așteptăm anul ăsta să vină cât mai mulți absolvenți de clasa 8-a, să facem o selecție bună în județ. Baza sportivă sunt îngrijite, s-a făcut încălzire la vestiare, pentru că n-aveam de când s-a introdus gaze la Nucet, deci acum vara suntem la dispoziția tuturor celor care vor să facă cantonamente la Nucet, ieftine, cu cazare aproape gratis și cu masă la cantină, terenuri de antrenament gratis, deci să vrea să facă ceva. Îmi pare rău pentru Nicu Croitoru, pentru că s-a zbătut anul ăsta foarte mult cu grupa de elită, n-a fost ajutat suficient, eu zic, a fost prea singur și a fost lucrat, pentru că echipa noastră merita să fie la turneul final. A plecat foarte bine, a condus seria, după meciul cu Chindia Târgoviște, când a pierdut acasă cu 3-0 din cauza că nu s-a prezentat salvarea, a început să arunce pe topogan și nu și-a mai revenit. Ce mai face și Jungreanu, mai pe lângă fotbal, așa, mai vrea, mai poate, mai știe? Nu pot să trăiesc fără fenomenul fotbal, pentru că asta a fost viața mea și ca fotbalist și ca antrenor. E vorba, la 69 de ani, cred că am petrecut 70 pe terenul de fotbal, că lângă terenul unde clasa părintească, cred că mama mai se ducea după păsări și alerga pe teren. Pescuit, vânătoare? Vânătoarea cam slabă anul ăsta. Pescuitul am, nu fac reclamă, am niște ireștei unde vreau să fac pescuit sportiv pentru prieteni, așa, să stăm la un par de vin, să ne depănăm amintirile. Și sper că, începând de la anul, deja mă duc acum la colaborare cu directoarea, să fac selecție la elev de clasa 8 în tot județul, să-i aduc la Nucet la selecție și să-i oprim pe cei mai buni, cu condiții de cazare, de masă, super, la prețuri foarte mici, acceptabile. Fascinantul și inconfundabilul Gigi Ungureanu a fost în această seară alături de noi, o emblemă a fotbalului dâmbovițean și a fotbalului de la Nucet, la fel și domnul Marius Vișan. Eu sunt Costin Mihai, vă mulțumesc că ați rămas alături de mine la ediția de astăzi a emisiunii Arena Sportivă, una oferită de Centrul Medical Valeriana Târgoviște. Vom reveni vineri cu o nouă emisiune, vom discuta foarte probabil tot despre fotbal, vineri, ultima etapă la Liga 3, dar până atunci, mâine la ora 17, finala Cupei Faza Județeană la Conțești, între FCM 4 Târgoviște și Gloria Conești. Așadar, haideți să mergem mai departe, Chindia iată a pierdut și la recurs, poate va câștiga la TAS, poate va primi și drept de licențiere, poate va câștiga și seria, sunt cam mulți, poate, dar să sperăm în continuare la acest proiect. Așadar, o seară plăcută. Emisiunea Arena Sportivă vă este oferită de Centrul Medical Valeriana Târgoviște.